Граждане страны, которые были полностью иммунизированы против вируса COVID-19, уже сегодня могут скачать сертификаты вакцинации. Об этом сообщили представители Минздрава и Нацагентства по общественному здоровью. Документ в электронном виде содержит все необходимые данные: тип вакцины, серию и QR-код для проверки его достоверности. До сих пор все иммунизированные получали сертификат только на бумаге. Теперь же получить его можно в электронном виде. Для этого можно зайти на один из сайтов в интернете – certificaticovid.gov.md или vaccinare.gov.md. Pentru a descărca certificatul în format electronic sau pentru tipar, faceți click pe prima opțiune. Ca urmare, se va descărca o nouă pagină unde va fi necesar să introduceți IDNP-ul și data de naștere. Apoi, bifați căsuța precum că nu sunteți robot și faceți click pe verifică. Electronul certificat содержит все необходимые данные по европейским стандартам. Documentul salvat confirmă faptul că este eliberat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. Conține informația personală despre persoana vaccinată și dozele administrate. De asemenea, este introdus codul QR, care poate fi scanat în caz de necesitate. Certificatul de vaccinare deja conține două identificatoare de tip QR-cod și textul certificatului este în trei limbi, cum de fapt și a fost statul, română, rusă, engleză, și poate fi descărcat din sistemul informațional registrul de vaccinare electronică. Пока у сертификатов нет срока действия. La ziua de astăzi nu se vorbește despre o careva perioadă de valabilitate a certificatului de vaccinare. El este valabil începând cu 14 zile de la momentul încheierii schemei de vaccinare. Dacă vor apărea careva, vă zic, precizări sau dovezi științifice în contextul, vă zic, valabilității certificatului, atunci, evident, ne vom conforma și noi. На этой же платформе граждане могут проверить свидетельство о прививках по QR-коду. Отметим, что по желанию можно получить и свидетельство на бумаге.